Donează sânge, salvează vieți. Este mesajul campaniei de donare de sânge desfășurate astăzi la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat. Mesajul a ajuns la sufletele a 10 de persoane care au venit în unitatea medicală și au donat sânge, convinse fiind că sângele înseamnă o viață salvată. Că dacă sunt perfect sănătoasă, pot să ajut și am văzut că au nevoie foarte multe persoane de sânge. Ați mai donat astăzi? Da, sunt la a doua donare. Și o să ajut de fiecare dată. Pentru oamenii care au nevoie, poate au nevoie de sânge și nu au de unde lua. Ai mai donat până acum? Nu, este prima dată. Ai emoții? Nu. Te bucur că faci o faptă bună? Mă bucur. Ați mai donat până acum sânge? Nu, este prima oară. Aveți emoții? Am emoții, da. Aceasta este cea de-a treia campanie de donare de sânge desfășurată anul acesta de conducerea Centrului de Transfuzii Buzău la Spitalul din Râmnicu-Sărat. De la o campanie la alta, numărul persoanelor care au venit să doneze a fost în creștere. Nu știu cum aș putea să mulțumesc comunității din Râmnicu-Sărat, celor care au organizat, dar și celor care au răspuns de fiecare dată. Suntem absolut datorați populației din Râmnicu-Sărat. Întotdeauna ne-au ajutat și se pare că în continuare sunt alături de noi. Le mulțumim în numele pacienților care în aceste zile așteaptă din nefericire în spitale o pungă de sânge. Campania Donează Sânge, Salvează Vieți are o adresabilitate mai mare față de cele organizate anterior, iar mâine la centrul de donații sunt așteptați și cetățenii din comunele limitrofe municipiului Râmnicu-Sărat. Toți cei care vor dona sânge vor primi bonuri de masă plus un set de analize medicale gratuite.